Pe perioada în care voi fi în campanie, este normal să intru într-un concediu de odihnă, iar la conducerea primăriei, conform fișei postului, este normal că va trece domnul Aurel Popescu. Tot numele acestuia a fost vehiculat în rândul PSD pentru a candida la alegerile anticipate pentru primăria Târgu Jiu după plecarea lui Florin Cârciumaru.